Odată, prin deșert, călătoreau Iisus Hristos și Sfântul Petru. Era o arșiță, în apropiere nici un râuleț și nici un suflet blajin nu era care să le dea puțină apă. Mergând așa, deodată, Iisus Hristos a zărit în nisipul ferbinte o potcoavă și zice Sfântului Petru: Petre, care era ucenicul său, ia ridică, te rog, potcoava aceea. Doamne, ce să facem cu ea? Ne trebuie nouă ferul ăsta. Iisus Hristos n-a zis nimic, așa cum el este pus doar pe fapte, s-a plecat și a ridicat potcoavă și a luat-o cu sine. Mergând așa mai departe, au întâlnit un ferar. Au intrat în vorbă, au făcut și un micuț popas și din una în alta a vândut Iisus Hristos potcoava ferarului. Ei, bine, departe în cale s-au întâlnit cu un vânzător ambulant de fructe care ducea la târg niște cireșe. Și atunci, cu banii obținuți din vânzarea potcoavei, Iisus Hristos a cumpărat tot coșul de cireșe. Iar Sfântul Petru nu zicea nimic, nu îndrăsnea să ceară câteva cireșe să-și potolească setea, pentru că n-a vrut să ridice potcoavă. Iar Domnul, milos cum este și bun, mergea și se făcea că scapă cireșele în nisip. Cireșele cădeau una după alta. Sfântul Petru, intimidat așa, rușinat să nu-l observe Domnul Iisus Hristos, se apleca, lua câte o cireașă, o ștergea de haină și o băga în gură. Într-un moment, Domnul Iisus Hristos s-a întors către el și a zis: vezi, Petre, n-ai vrut să te apleci o singură dată, atunci te-ai aplecat de 100 de ori. Să-ți fie o lecție pentru viață, niciodată să nu desconsideri pe nimeni și nimic. Uite, un lucru neînsemnat poate avea o mare valoare. Cireșele de Alfred Muset.